Pentru reținerea persoanelor, polițiștii de frontieră au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind trase două focuri de armă în plan vertical, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale. În urma inventarierii coletelor, în acestea au fost descoperite 9.000 de pachete de țigări, valoarea acestora ajungând la 91.000 de lei. Polițiștii de frontieră au ridicat bunurile în vederea continuării cercetărilor.